Bună ziua, dragilor! Astăzi continuăm cu partea a treia a păturicii. De ce partea a treia? Pentru că am decis fiecare literă să aibă tutorialul ei. Pentru cine se decide să facă o păturică cu numele copilului sau personalizată, să aveți fiecare literă care vă doriți în parte. Deci începem. Astăzi vom croșeta litera R. Începem cu un ochi de lanț și un picioruș scurt în același ochi. Așa, litera R are primele 8 rânduri, câte 29 de piciorușe scurte. Deci, începem 8 rânduri cu 29 de piciorușe scurte. Fiecare început de rând, nu uitați să faceți câte un picioruș scurt, câte un ochi de lanț de ridicare, da? Deci începem cu 8 rânduri și ne întâlnim la rândul 9 să începem modelul pentru litera R. Așa, am făcut primele 8 rânduri cu câte 29 de piciorușe scurte. Fiecare rând am luat un ochi de lanț de ridicare și începem modelul, rândul 9. Începem cu 11 piciorușe scurte. Unsprezece. Facem un bob de popcorn, da? Luăm jeteu. Nu închidem ochiurile. Iarăși luăm al doilea jeteu, al treilea, al patrulea și al cincilea. Iar croșeta o tracem prin toate trei. Așa, primul bob de popcorn îl avem. 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Iarăși facem un bob de popcorn. Iar până la finalul rândului avem 11 piciorușe scurte. Acesta a fost rândul 9. Rândul 10, luăm un nou de lanț, întoarcem lucrul. Rândurile de pe spate le lucrăm de fiecare dată simplu, cu un rând de 29 de piciorușe scurte. Am luat un nou de lanț și rândul 10 îl facem cu 29 de piciorușe scurte. Rândul 11, am luat un ochi de lanț, facem 12 piciorușe scurte. Un bob de popcorn. Așa, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, iarăși un bob de popcorn. Iar până la finalul rândului mai avem 11 piciorușe scurte. După care luăm un ochi de lanț, întoarcem rândul, întoarcem lucrul și continuăm rândul 12 cu 29 de piciorușe scurte. Rândul 13, luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și facem 13 piciorușe scurte.
13. Un bob de popcorn. 2, 3, 4, 5 piciorușe. Închidem. După care avem 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 piciorușe scurte. Iarăși un bob de popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Iar până la finalul rândului mai avem 11 piciorușe scurte. Luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și rândul 14 lucrăm iarăși cu 29 de piciorușe scurte. Rândul 15 avem un ochi de lanț, 11 piciorușe scurte. 11 piciorușe scurte. Patru boabe de popcorn cu câte un picioruș scurt între ele. 3, 4, 5. Un bob de popcorn, un picioruș scurt. Un bob de popcorn. Al doilea, un picioruș scurt, un bob de popcorn, un picioruș scurt. Eu mi-aranjez popcornele cu degetul imediat. Și al patrulea, 1, 2, 3, 4, 5. Așa, avem 4 boabe. Ok, iar până la finalul rândului mai avem 29 de piciorușe, 11 piciorușe scurte. Deci până la finalul rândului încă 11 piciorușe scurte. Luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și rândul 16 îl lucrăm simplu cu 29 de piciorușe scurte. Rândul 17, avem un ochi de lanț și 11 piciorușe scurte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piciorușe scurte. Un bob de popcorn, 1, 2, 3, 4, 5, 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, un bob de popcorn, 이어 până la finalul rândului mai avem 11 piciorușe scurte. Luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și rândul 18 îl lucrăm cu 29 de piciorușe scurte. În continuare urmează rândul 19, care este identic cu rândul 17, adică cu acesta, da? Rândul 20, iarăși facem 29 de piciorușe scurte pe spate și continuăm cu rândul 21. Deci avem două rânduri care se repetă.
rândul 17 și rândul 19. Ne întâlnim la rândul 21. Am făcut cele două rânduri la fel. Ok, acum avem rândul 21. Luăm un ochi de lanț și facem 11 piciorușe scurte. Acesta este ultimul rând cu model. 3, 4, 5. 11 piciorușe scurte. Un bob de popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Deci avem 4 boabe de popcorn cu câte un picioruș scurt între ele. Deci acest rând este identic cu rândul 15, dacă să știți. 2, 3, 4, 5. Al doilea bob de popcorn. Un picioruș scurt. Un bob de popcorn. Copiii mei descoperă țipatul, urlatul, zbieratul. Este ora lui tati acum să se înțeleagă el cu ei. Bine, el îi și încurajează, nu pot să zic. Eu, ca mamă, ca toate mamele, îi mai cert că nu aveți voie să țipați, nu este frumos. Până la capătul rândului, după cele 4 boabe de popcorn cu câte un picioruș scurt între ele, avem încă 11 piciorușe scurte până la finalul rândului. Da, și ziceam că ca mamă suntem și noi mai severe, că nu putem să rezistăm la toate țipetele și urletele așa din prostie. Când nu s-a lovit, vrea el să țipe. Așa, litera R este gata. Luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și continuăm cu cele 8 rânduri. Deci de la rândul 22, acesta este rândul 21, da? De la rândul 22 până la rândul 29 facem 8 rânduri cu câte 29 de piciorușe scurte. Și facem un picioruș alunecat și închidem lucrul și avem încă un pătrat din păturică. Gata cu litera R. Așa, și cele 8 rânduri sunt gata. Deci litera R este gata și ea. Avem W, avem R. Bine, atunci cu litera R am terminat. Ne vedem data viitoare să continuăm cu litera M. Da? Spor la treabă să aveți. Pe curând. Pa, pa!